o consultație la medicul de familie, 14 lei și un pic. Cât costă un tuns sau alte lucruri, nu mai zic. Este înjositor. Medicii de familie din toată țara au protestat miercuri la București, iar cei din Valea Jiului au fost însoțiți chiar de pacienții care s-au săturat să fie trimiși de la specialist la medicul de familie și invers. Medicii au arătat cum pentru o consultație unui medic fără specialitate îi se decontează 10 lei și 89 de bani de persoană, unui medic specialist 12,1 lei și unui medic primar doar 14 lei și 52 de bani de persoană consultată. Și asta în condițiile în care și un frizer ia mai mult la o ședință. Tocmai de aceea consultațiile vor fi oprite total, dacă nu se ajunge la o soluție favorabilă și dacă atunci când semnează contractul cadru, medicii de familie nu sunt consultați. Luni va fi o nouă rundă de întâlniri între reprezentanții guvernului, adică și primul ministru și reprezentanții noștri. Da. Dacă nu se rezolvă aceste probleme, suntem foarte, foarte de data aceasta foarte deciși să punem parafele jos și închidem cabinetele. Eventual vom merge pe privat. Medicii de familie urmează să semneze la 1 ianuarie noul contract cu casele de sănătate. Au spus ce nu le convine, iar dacă nu le vor fi luate în calcul toate criteriile, își fac cabinete private. Medicina de familie nu va mai fi ceea ce știm cu toții, iar bolnavii vor plăti totul, de la consultație la medicație. Asta pentru că personalul le va pleca în spitale, unde salariile au crescut. Trebuie să ridicăm salariile asistentului, că când migrează la spitale. În spitale au crescut cu 25%. Noi nu au crescut. Ca și cum noi nu am face parte din sistem. Mitingul Coaliției Solidar pentru Sănătate, la care au participat miercuri și medicii de familie din Valea Jiului, a fost cea mai amplă formă de protest a medicilor din perioada post-decembristă. Pentru prima dată, doctorii din toată țara au ieșit în stradă într-un număr mare, ca să ceară o finanțare mai bună pentru asistența medicală primară și condiții decente de muncă. Angajații APIA din Valea Jiului au întrerupt lucrul joi dimineață și au ieșit în fața clădirii în care această instituție și are sediul la Petrila. Motivul principal este legat de faptul că oamenii de aici au constatat că, deși muncesc mai mult, veniturile lor sunt mult mai mici. Totul a ieșit la iveală acum, când ar urma să li se reducă veniturile. Și acum doar ei pierd, nu și cei din structura de conducere. Ne-am decis să ne alăturăm la acest protest, deoarece am aflat că salariile noastre sunt mult mai mici decât salariile celor de la APIA Central, de la București. Și am dorit și noi să le egalizăm. Nu dorim creșterea salariilor, nu dorim scăderea salariilor, nu dorim decât să avem salarii egale la muncă egală. Cât de mare este discrepanța? Am înțeles că este în jur de 30%, 30-40%. Asta în condițiile în care probabil că volumul de muncă Volumul de muncă la noi este mult mai mare decât la centru. Potrivit unui calcul neoficial, salariile angajaților ar urma să scadă cu 600 lei în cazul unui consilier superior, iar scăderile ajung până la 2800 lei în cazul directorilor. În plus, creșteri salariale de circa 100 de lei vor fi în rândul consilierilor debutanți, consilierilor principali, asistenți, însă aceștia sunt puțini ca număr. Salariații APIA protestează împotriva scăderilor salariale și cer alinierea la grila de salarizare a APIA Central. Legea este clară, legea este egală pentru toți, deci nu știm care, pe ce criterii s-au făcut aceste diferențieri. Angajații APIA din toată țara au protestat joi dimineață pentru aceste discrepanțe și cer să le fie luate în calcul doleanțele, mai ales că munca depusă de un angajat din teritoriu nu poate fi comparată cu cea a angajaților de la București. Merg să-mi le iau ca apoi să-mi văd de banii mele. Trebuie să-mi dea o repartiție, că am deja locul de muncă. Și merg să-mi fac. Păi, ce fac? Îl las acolo, dar știu că e acolo și îmi văd de loc. Timpul costă, nu?
Cam așa au vociferat mai toți șomerii care au venit joi la ora 9 la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă din Petroșani. Au cerut să li se vizeze carnetul de șomaj sau să fie luați în seamă peste rând că nu prea aveau ce să aleagă din oferta de locuri de muncă. Alții nici nu au mai intrat. Căutau pe lista de joburi ce le-a fost afișată pe ușă și plecau imediat. V-ați găsit astăzi ceva? Nu. Nici angajatorii nu au avut prea mare noroc. Unul chiar căuta un bucătar și la câte cursuri s-au făcut pentru această meserie, chiar spera să găsească unul care să vrea să și muncească pentru o pensiune din parâng. Vreți să angajați un bucătar? Probabil că îi oferiți și condiții. Găsiți om? Nu. Din păcate, în Valea Jiului nu se găsește forță de muncă. Toată lumea face un curs de calificare, bucătar, ospătar. Da, dar nimeni nu vrea să muncească. Ce i-ați oferi unui bucătar? Un salariu adecvat, loc de muncă bun, condiții. Care ar fi salariul? Mai mult de minimul pe economie, în jur de 1800-1600. Și nu vrea lumea? Nu. Numai puțin de 4 angajatori au venit la bursă, iar cei de la firma chinezească de biciclete au solicitat cel puțin 200 de șomeri pentru a-i angaja la fabrica din Deva. Am avut 4 angajatori care și-au anunțat prezența la bursă, toți cei 4 sunt prezenți. Locurile de muncă sunt destul de puține oferite, iar numărul participanților și mai puțin. Ce fel de locuri de muncă le-ați oferit de această? Muncitor necalificat, avem vânzători, un post de lăcătuș. Dar nu vor oamenii să lucreze? În general e o problemă. Vin pentru că sunt majoritatea chemați de noi și atunci interesul lor pentru un loc de muncă e destul de scăzut și sunt destul de deranjați în momentul în care îi îndrumăm către un loc de muncă. Deranj a fost pentru mai toți cei care au venit joi la bursă organizată de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara. Nu prea au găsit de lucru, iar acum la final de an preferă ajutorul de șomaj și să stea acasă. Brâncușoloși din toată țara vin la sfârșitul acestei săptămâni la Petroșani, pentru că în luna noiembrie se împlinesc 80 de ani de când Coloana Infinitului a fost realizată aici. Va fi un regal dedicat acestei structuri, la care au lucrat oamenii din zona noastră la atelierele centrale de la Petroșani. Cu acest prilej va fi vernisată o expoziție de fotografii document și doi dintre cei care au lucrat, ori au restaurat structura coloanei lui Brâncuș, vor vorbi publicului, în cadrul unei sesiuni de colocvii. De altfel, Brâncuș va fi prezent și pe scena Teatrului Dramatic de Sârbu din Petroșani, acolo unde se va juca piesa lui Valeriu Butulescu, Infinitul lui Brâncuș. În premieră au trecut 80 de ani de la momentul când Constantin Brâncuș a realizat aici în 1937 la atelierele centrale Petroșani capodopera lui, Coloana Infinită. E un moment, din punctul meu de vedere, deosebit de important pentru istoria culturală a orașului nostru. Vor veni și cei doi ingineri care în 2001 și în 1968 au recondiționat coloana, care vor avea niște mărturisiri cu totul și cu totul deosebite despre calitatea lucrărilor făcute de muncitorii de la ACP. Manifestările culturale încep sâmbătă la ora 9, cu un vernisaj de fotografii și timbre dedicate marelui Constantin Brâncuș. Vor fi 27 de fotografii care arată filmul realizării coloanei, de la săparea fundației la montarea ultimului element, tocmai pentru că prea puțin știu cine a creat capodopera lui Brâncuș. Eu am participat la multe simpozioane, dar extrem de rar am auzit vorbind de Petroșani. Deci expresia este cam așa, Constantin Brâncuș, care a făcut coloana la Târgu Jiu, se subînțelege că acolo a făcut-o Brâncuș. Cum să o facă? A luat un brad și a început să sculpteze. Capodopera brâncușană a fost făcută aici. A fost făcută aici în Censes. A fost proiectată, a fost făcută, s-a făcut proiectul tehnic al fundației, cei de aici au transportat-o, au montat-o, au ridicat-o la vertical, cum s-ar spune, s-a dat la cheie. Și e păcat ca să nu se știe acest lucru. Din păcate însă, atelierele centrale, fostul Gerom, sunt acum demolate, chiar dacă în urmă cu mai mulți ani, aici s-a turnat fundația unui viitor muzeu al Coloanei Infinitului. Ideea a murit din fașă și niciodată nu s-a concretizat, singurul loc dedicat lui Brâncuș și coloanei sale fiind la Muzeul Mineritului din Petroșani.
Așa cum promiteau la vizita în Valea Julii, drumarii au demarat procedura de marcare a traseului rutier. O jumătate din drum este deja trasată și lucrările de asfaltare sunt și ele pe ultima sută de metri. Pe tronsoanele unde a fost trasat drumul cu vopsea reflectorizantă s-a finalizat turnarea stratului de uzură, iar acesta are o lungime de 5 km în zona județului Gorj. Drumarii spun că mai au de turnat asfalt pe o porțiune de aproximativ 200 de metri, ca și la podul de la kilometrul 118, iar artera rutieră nu va mai fi restricționată de nicio lucrare. Este pentru prima dată de la începerea lucrărilor când drumul nu va mai fi oprit de restricțiile impuse de lucrări. În data de 22 iunie 2017 a fost semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor privind contractul numărul 92/85053 din 21.12.2012 cu titlul Reabilitare DN66 Filiaș Petroșani, kilometrul 0, kilometrul 131, sector kilometrul 48+900, kilometrul 93+500, Rovinar Bumbejiu. Acest contract a fost încheiat între Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, SA, actuala Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, SA, în calitate de beneficiar, și asocierea COMSA SAUH Corporate Management Solution, în calitate de antreprenor general. Lucrările de reabilitare au constat în îmbunătățirea elementelor geometrice ale traseului, atât în plan orizontal, în profil longitudinal, cât și în profil transversal, refacerea semnalizării rutiere, indicatoare și marcaje orizontale, refacerea sistemului de colectare a apelor, podețe, șanțuri, gole, etc. CNIR SA a solicitat reabilitarea sectorului de drum național DN66, kilometrul 48+900, kilometrul 93+500, în sensul aducerii la parametrii corespunzători, astfel încât acesta să se încadreze normele rutiere europene. Drumarii spun acum însă că pentru parcarea de la Lainici vor merge pe un alt contract.